Suntem în ziua 4 de antrenament. Sunt conștient că poate ai făcut puțină febră musculară, dar până la urmă este normal. Fără puțină durere, fără sacrificiu, nu poți să obții rezultate, da? Eu zic să trecem deja la exercițiile care ți le-am pregătit pentru astăzi, pentru că îți spun cu cea mai mare sinceritate, sunt extrem de eficiente. O să vezi despre ce vorbesc. Am nevoie de poziție verticală, da? Mergi jos, atingi cot opus genunchiul, revii pe verticală, mergi pe partea cealaltă, apleci trunchiul, revii, da? Am nevoie de 20 de repetări. Pregătim și 1, sus, 2, foarte bine, 3, acolo, 4 și 5, apleacă trunchiul, 6, revii, 7, te îndrepți, 8, te îndrepți, inspiri, expiri, inspiri, expiri, încă, acolo, hai, răsucesc mult, răsucesc acolo, aplec trunchiul, foarte bine, ține ritmul cu ei, da? Inspiră și expiră, foarte bine, uite-te foarte, foarte atent la cum execută mișcările, da? Acolo, încă, hop, și hop, și respirăm, bravo! Am nevoie în felul următor, de o alergare, da? Pe loc, 4 secunde, după care te oprești brusc într-o semigenoflexiune, genunchiul deasupra gleznei, trunchiul ușor aplicat. Menții acolo 4 secunde. Avem 5 serii, pregătim și 1, 2, 3, jos, hop, 2, 3, sus, 1, 2, 3, jos, 2, 3, sus, 1, 2, 3, așa de jos, foarte bine, 3, sus, 1, acolo, 3, jos, hop, 2, 3, și 1, 2, 3, așa Bogdan, hop, 3, respiră, bravo, ok, avem 2 exerciții până acum, urmează o mică fandare, da, am nevoie de picior întins la spate, celălalt flexat în față, printr-o mică săritură și balansarea brațelor, sus mă desprind și revin înapoi în fandare, da? Am trunchiul drept, sus mă desprind și revin. Piciorul drept în spate, atenție, și 1, revin, 2, acolo, 3, flexez piciorul, 4, stai drept din trunchi, 5, doar aplec un pic din bazin când merg în fandare, sus, acolo, sus, încă, merg până la 5 repetări, sus, inspiră și expiră, acolo remus, acolo, hop, hop, acolo, hop, foarte bine, respirăm, bravo, am următor exercițiu pentru tine, brațele ușor depărtate, da, dar le întinse, bineînțeles, flexezi brațele, revii, atingi ușor pe verticală, da, braț și genunchi opus, da, hai să vedem, începem cu flutările, avem 10 repetări, da, pregătim și 1 și sus, sus, 2, foarte bine, sus, sus, 3, acolo, sus, sus, 4, acolo, sus, sus, 5, foarte bine, sus, sus, 6, ține ritmul cu ei, da, acolo, și 7, nu te grăbi, uite-te la mișcarea lor pe care o execută, foarte, foarte mare atenție la tehnica execuției, pentru că te ajută foarte mult să rejigi la numărul de repetări, da? Acolo, hop, hop, și foarte bine, sus, sus, și acolo, sus, sus. Bravo, bravo Remus. Sus, am săriturile cu celălalt picior, da? Am făcut dreptul sus, bineînțeles acum lucrez și cu stângul. Ești pregătit? Hai să începem. Și 1, revin, 2, aflec ușor trunchiul, 3, acolo, 4, foarte bine, 5, 1, 6, 7, foarte bine, 8, aruncă, aruncă piciorul, balancează brațul, acolo, mână și picior opus, da? Încă, merg până la 15, acolo, acolo, hai, sus, sus, foarte bine, respirăm, bravo, mai am un singur exercițiu, da? Unul singur,
Dacă simți că deja nu mai poți, am nevoie să-mi păstrez genunchiul jos, bazinul jos, brațele apropiate, da, brațele sunt apropiate. Flexez brațul, palma ajunge la stern. Adică unde? Zona unde se intersectează pieptul cu platul abdominal, da? Exact în mijloc. Flexez brațele și revin. Dacă simți că ești în putere, simți picioarele întinse, flexez și revin. Pregătesc! Și! 1, sus! 2, sus! 3, acolo! 4, 5, 6, merg până la 15, 7, acolo! 8, mai ușor! 9, acolo! 10, inspiră și expiră! Hop! Și! Hop! Și! Hop! Foarte bine! Hop! Și! Hop! Respiră! Ok! Asta a fost prima serie. Așa cum te-am obișnuit până acum, urmează și a doua, da? Din același circuit. Avem prima dată pantările, da? Alternative pe lateral. Ești pregătit? Hai să începem. Și 1, revin. 2, acolo. 3, foarte bine. 4, și revin. 5, inspir și expir. 6. Acolo. Hop. Și hop, și hop, și hop, și ține ritmul cu noi, haide, 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 hop, acolo, și acolo, și așa rămas, hop, foarte bine, acolo, și hop, și respirăm, bravo, și urma, bineînțeles, alergările pe loc, da, și cu oprire în semigenoflexiune, 5 serii, da? Pregătim și 2, 3, jos, hop, 2, 3, sus, 3, jos, hop, 2, retrage umerii și 2, 3, jos, 1, 2, 3, sus, 1, 2, 3, jos, hop, bravo Remus, hop, și sus, 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 jos, hop, 2, 3, respiră, bravo, hidratează-te dacă ai nevoie, așa cum îți spun de fiecare dată, te ajută foarte, foarte mult dacă bei apă, da? În timpul antrenamentului și viața de zi cu zi, de câte ori ai nevoie, da? Am piciorul întins în spate, flexat în față, da? Pregătesc săriturile, 15 și 1, revin. 2, foarte bine, 3, acolo, 4, și 5, acolo, 6, bun, 7, încă, 8, acolo, 9, încă, 10, merge, merge, 1, ține ritmul, 2, balansează brațul, 3, inspiră și expiră, 4, foarte bine, 5, ok, respirăm, avem poziția de flotare, da? Hai să vedem. Hai băieți, hai, hai, cu vână, cu vână, da? Pregătim și 1, sus, 2, foarte bine, sus, 3, acolo, sus, 4, foarte bine, sus, 5, sus, sus, 6, acolo Remus, sus, sus, foarte bine, 7, sus, sus, bun Bogdan, 8, sus, sus, acolo, 9, încearcă să ții abdomenul încordat, încearcă să ții bazinul la nivel cu trunchiul, la nivel cu piciorul, umărul deasupra încheieturii, da? Haide! Acolo, sus, sus, hop, sus, sus, hop, și sus, sus, hop, sus, respir. Bun! Sus pe vertical. Am lucrat săriturile cu piciorul drept. Lucrăm acum și cu piciorul stâng, da? Ești pregătit? 1, 2, acolo, 3, stai drept, 4, 5, 6, acolo, 7, reglează respirația, 8, împinge în picior, 9, 10, nu lăsa genunchiul să depășească vârful piciorului, da? Hop, și hop, până la 15, hai Iustin, haide, haide, sus, bravo, hop, și respirăm. Ultimul exercițiu din acest circuit, da? Priza apropiată, da?
Diamond Push-Up. Pregătesc. Și 1, sus, nu mă grăbesc. Sus, 3, foarte bine. 4, acolo. 5, sus. 6, acolo. 7, sus. 8, până la 15. 9, nu uita, flexez brațul atât cât să-ți permită să-l întinzi până la capăt în poziția inițială, da? Hop, acolo. Hop, și hop, și respiră. Ok, ăsta a fost primul circuit. Cum suntem, băieți? Bine? Bravo, bravo. Hai. Mai avem încă unul, da? Hai să-i ajutăm pe cei de acasă să ardă câteva sute de calorii astăzi, da? Al doilea circuit, ne punem, ne așezăm într-o poziție de planșă, da? Am nevoie, picior întins, ridic, alternativ, piciorul la spate, îl desprind foarte puțin de la sol, da? Rămân cu umărul deasupra cotului în permanență, da? Pregătesc și 1, 20 de repetări, 2, nu mă grăbesc, 3, acolo, 4, foarte bine, țin abdomenul încordat, ține lombarul încordat. Haide, și hop, și hop, și hop. Lucrez plata abdominal, lucrez lombar, lucrez fesier, lucrez umărul totodată prin stabilizarea poziției, da? Acolo, și acolo, hop, foarte bine, hop. Bun, respirăm. S-a fost primul exercițiu, urmează. Pe o parte mă așez, da? Un braț cuprinde trunchi, celălalt jos, ușor flexat. Întind brațul, revin înapoi în poziție laterală, da? Hai băieți! Pregătesc! Și 1, revin! 2, revin! 3, încearcă să menții trunchiul pe lateral, acolo, și întinde cotul până la capăt. Palma e răsucită înspre exterior, da? Haide, sus, acolo, sus, acolo. Hai, Justin, hai, acolo, și hop, foarte bine, hop, foarte bine, hop, așa, și sus, acolo. Hai, 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 încă, acolo, respirăm, rămâi în aceeași poziție, pentru că vreau să lucrăm obliși abdominal, da? Întinzăm brațul care a cuprins trunchiul jos, celălalt la ureche, ating sus, picior și palmă și revin, da? Pregătesc și 1, 2, acolo, 3, 4, foarte bine, 5 și 6 și 7, acolo, 8 și 9, ține ritmul cu ei, ține ușor genunchii spre înainte, ușor trunchiul arcuit, vreau să ridic sus cât de mult îți permite, oblicul, sus, bun, respir, ok, am nevoie să-mi faci aceleași exerciții și pe cealaltă parte, da? Hai, ne așezăm pe lateral, brațul cuprinde trunchiul, da? Palma lateral, pregătesc. 1, revin, 2, foarte bine, 3, bun, 4, și 5, foarte bine, 6, întinde cotul până la capăt, 7, după cum cred că ai observat deja, lucrez tricepsul, e mișcare destul de izolată, da? Haide, sus, foarte bine, reuș, 8, acolo, și sus, acolo, sus, ține, ține ritmul cu ei, sus, și respiră, bravo! Rămâi în aceeași poziție pentru că avem să lucrăm obliși, da? Pregătim și sus! 1 și 2, acolo, 3, acolo, 4, foarte bine, 5, încearcă să ții genunchi lipiți, da? 6, acolo, 7, haide, 8, încă, 9, 10 și 1, 2, bun! 3, încă, trage, 4 și 5, respiră, bun, ne așezăm pe spate, da? Am picioarele întinse, am brațele pe lateral, da? Am un exercițiu complex prin ridicarea piciorului și brațului, ating pe verticală, revin la fel pe partea cealaltă. Celălalt braț rămâne întins
pe soldat. Pregătesc și 1, revin, 2, foarte bine, 3, acolo, 4 și 5, bun, 6, bun, 7, acolo, 8, încă 9 și 10, foarte bine, 1, haide, 2, 3, ridică, ridică, 4, după cum vezi, 5, încă 5, haide, hop, după cum vezi, lucrează atât partea superioară a abdominului cât și partea inferioară în același timp, da? Hai, sus și respiră. Ok, asta a fost prima serie, da? Cum e? Bravo, bravo, bravo. Bun, așa vă... Suntem o echipă, nu? De asta trebuie să mai facem încă o serie din același circuit, așa cum am lucrat și în prima parte a antrenamentului, da? Avem poziție de planș, ok? Picioarele întinse la spate, bazino la nivel cu trunchi. Pregătesc și 1, revin, 2, nu mă grăbesc, 3, acolo, 4 și 5, 6, 7, 8, acolo, 9, foarte, foarte important, ține platul abdominal contractat la maxim, da? Am nevoie să nu-ți cadă bazinul absolut deloc înspre sol, da? Bazinul se menține la aceeași direcție în permanență. Hop și hop și respir. Bravo! Ok, ne așezăm pe o parte, da? Lucrăm triceps. Atenție! Pregătim și 1, revin, 2, foarte bine, 3, întind până la capăt, 4, acolo, 5, ține trunchiul drept, 6, ține picioarele lipite, ține-le și ușor flexat, până la 15 repetări, haide, hop și hop și hop, câte atingi, și acolo, și 3, încă 2, haide, hop și hop, foarte bine, respiră, rămâi în aceeași poziție, întinde brațul, pregătesc oblicii, atenție, și sus, 1, și 2, 3, ține ritmul cu ei, 4, acolo, 5, și 6, foarte bine, 7, 8, foarte bine, încă, 10, trage, trage, sus, 1, acolo, 2, ridică, 3, expiră, foarte bine, 4, și 5, bun. Am lucrat pe o parte, bei un pic de apă. Și continui pe partea cealaltă, da? Hai, mă așez, pregătesc brațul jos, atenție și 1, revin, 2, foarte bine, 3, încă 4 și 5, nu răsuci trunchiul, 6 și 7, acolo, 8, încă 9 și 10, acolo Remus, 1, hai până sus Bogdan, 2, foarte bine, și 3, acolo, hai, 4 și 5, respiră, bun, rămâi în aceeași poziție, laterală, întinzi brațul, pregătesc abdomenele și sus, 1, 2, acolo, 3 și 4 și 5, foarte bine Justin, 6, acolo, 7 și 8, lucrez oblicul abdominal la maxim, sus, acolo, haide, și încă 3, foarte bine, 2, bun așa Adi, ok, respiră, mai avem un singur exercițiu, da, pe spate culcat, lucrăm atât partea superioară cât și partea inferioară a abdomenului. Pregătesc și 1, revin, 2, foarte bine, 3, acolo, 4, 5, 6, 7, încă 8, încă 9, încă 10, mai 10 repetări, 1, încă 3, foarte bine, 4, 5, acolo Justin, 1, 2, haide, 3, foarte bine, 4, respiră.
Vreau să ne așezăm într-o poziție de flotare. Mai am foarte, foarte puțin din antrenamentul ăsta, da? Hai, ne așezăm într-o poziție de flotare și vreau pur și simplu să stăm acolo, da? Stau, coatele în lateral, scotul trebuie să fie deasupra încheieturii, da? Abdominul foarte, foarte bine încordat. În caz că ți este mult prea greu, așezi ușor genunchii jos, da? Îmi stai acolo. Stau. 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 Încă, ține abdominul încordat, ține fesierii la fel încordați, picioarele ușor depărtate și întinse totodată, da? Foarte bine. Pe coate, stau. La fel, abdomenul încordat, picioarele întinse, umărul deasupra cotului, da, de data asta. Haide, stau acolo. Bun. Nu-mi trebuie bazinul jos, bazinul trebuie să fie la nivel cu trunchiul, da? Inspiră și expiră în permanent. Stai acolo, hai că mai avem puțin. Te ajută foarte, foarte mult la postură exercițiile astea, da? Trebuie să le lucrezi foarte, foarte corect. Ne așezăm pe o parte și îmi duci piciorul în spate și îmi stai acolo sus, da? Piciorul în spate, poziție laterală, pe cot, brațul întins, la fel, dacă ți este mult prea greu, la genunchii flexați și stai acolo, da? Da, eu cred că deja ești mult prea avansat, așa că te rog să lucrezi doar cu noi. Sus, stai acolo, încă, încă, știu că arde umărul, știu că arde oblicul, stai acolo, latul abdominal, foarte, foarte bine contractat, da? Stau acolo, încă, 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 foarte bine. Ok, mă așez pe burtă. Picioarele flexate, apropii călcâiele, sus brațele, sus trunchiul. Stau acolo. Stau, 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 stau. Încă. Stau, încă, stau acolo. Foarte bine. După cum vezi la Remus, are brațele ușor flexate, trunchiul ridicat, lombarul, bineînțeles, foarte, foarte bine contractat, călcâiele apropiate, genunchii depărtați, da? Privirea ușor spre înainte, da? Îmi stai acolo. Hai încă puțin. Ai nevoie de lombar, da? Sunt punctul tău de susținere. Stai acolo. Foarte bine. Ușor ne ridicăm prin poziție de flotare cu mers înspre înapoi și te așezi direct într-o pandare cu piciorul drept înspre înainte, da? Stai acolo. Stai. Stai. Ai piciorul flexat la spate. Foarte bine. Ține genunchiul deasupra gleznei, la fel, am nevoie de un unghi de 90 de grade la spate, da? Vârful jos, nu încerca să-mi răsucești piciorul, stai cu vârful jos. Stai acolo. Trunchiul drept, privirea spre înainte, umerii retrași pe spate. Încă puțin. Stai acolo. Stai. 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 Încă. Stau. Sus. Bravo. Asta a fost o serie. Bineînțeles, urmează a doua, da? La fel, în poziție de flotare. Hai să ne așezăm. Acolo. Pregătim. Și jos. Haide. Hop. Coatele în lateral, da? Foarte bine. Stau, acolo. Stau. 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 Bravo, bravo, încă, încă, foarte bine că pentru a avea rezultate maxime trebuie să-ți duci limitele la un nivel mult, mult peste capacitățile tale, da? Stai, 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 te așezi pe coate, stai acolo, foarte bine, nu te relaxa, concentrează-te foarte, foarte mult pe poziția în care trebuie să ai efortul maxim pe care trebuie să-l depui în exercițiul respectiv, da? Stau acolo, umărul deasupra cotului, abdomenul încordat, lombarul încordat, fesierul contractat, piciorul întins la spate, da? Privirea foarte, foarte puțin spre înainte. Nu-mi tragi de către spate, îmi rămâi acolo. Stai, vreau să văd, vreau să simt, vreau să ai abdomenul foarte, foarte bine contractat. Ușor, pe o parte, sus brațul.
stai acolo. Stai. 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 Piciorul de deasupra este așezat înspre înainte, da? Hai, stăm acolo. Stăm, 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 stăm. Încă. 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 Stau acolo. Stau. Stau. Hai că mai am un pic. Trag de mine, da? Nu te oprești. Nu te oprești. Mergi cu noi până la capăt, da? Hai, ne așezăm pe burtă. Ușor. Călcâiul sus, brațele sus. Da? Îmi stai acolo. Tragi de tine. Trebuie să tragi de tine până la capăt. Stau acolo. Foarte bine, Bogdan. Ai piciorul flexat de la genunchi. Ai talpa înspre tavan. Ai lombarul contractat, ai trunchiul sus, ai brațul sus, ai capul ușor orientat spre înainte, da? Ai lombarul care lucrează foarte, foarte intens în exercițiul ăsta, da? Sus, stau acolo. Stau, stau, stau. Ușor retin spre înapoi. Sus. Așezi celălalt picior în fandare, da? Stau acolo. Acolo, trunchiul drept. Foarte bine. Stau acolo. Încă un pic. Încă un pic. Flexați Justin la spate. Acolo, foarte bine. Stau acolo, umerii retrași înspre înapoi, da? Hai că mai am un pic. Stau, stau, stau. Știu că e dureros. Știu că e obositor. Știu că nu e ușor. Dar trebuie să mergi până la cap. Stau, stau. Încă, încă, încă. Stop. Respir. Ok. Nu a fost ușor. Sunt conștient de asta. Dar mai știu încă un lucru. Nu poți să obții rezultate dacă nu îți duci limitele la un nivel maxim. Maxim pentru a obține rezultate maxim. Cam atât pentru astăzi. Ne vedem la stretching și cu următoarea zi de antrenament. Până atunci, trăiește sănătos! Pa, pa!